Astăzi, în continuare, vom testa cel mai înfricoșătoare mituri de pe Minecraft. Lasă și tu un like acolo dacă îți place această serie și vrei să vezi cât mai multe episoade de acest gen. Și nu uita să te abonezi să nu ratezi următoarele episoade. Primul seed de astăzi este legat de generarea ciudată a unui seed. Este un seed foarte, foarte ciudat și chiar vreau să vedem împreună care este faza cu acest seed. Acesta este și seed-ul. Este un seed destul de lung, sincer, și se repetă destul de multe cifre. 2 se repetă 7. 5 de 2 ori. Dar hai să nu mai stăm pe gânduri și hai să testăm și primul seed din acest episod. Ne-am spawnat pe acest seed și putem vedea că este puțin diferită generarea față de un seed normal. Ce putem observa interesant la seed-ul ăsta? Oh, uite, am găsit și emerald de aici. Sunt blocuri foarte, foarte ciudate spawnate așa random. Nu știu dacă puteți observa, două blocuri aici, mai avem blocuri acolo și pare un semn, sincer, seamănă cu... Ok, ăsta e un copac plutitor, uite-te și tu la copacul ăsta plutitor. Nu știu ce caut aici cu o insulă plutitoare. Dar care-i faza cu semnul ăsta, frate? Nu știu, a ce seamănă? Eu nu-mi dau seama, efectiv nu-mi dau seama. Vreau să scrieți în voi în comentarii dacă seamănă cu ceva ce ați mai văzut. Încă un bloc random spawnat acolo. Ok, iară blocuri suspendate, uite-te cât de ciudat arată. Bă, arată foarte, foarte dubios. Deci doar uitați-vă cum sunt astea spawnate. Vreau să mergem la niște coordonate. Minus 183 cu 183 și 401. Hai să mergem aici și ce se întâmplă? Ne-a teleportat aici, dar nu văd absolut... Oh, bă, ești nebun? De ce s-a spawnat mare copac în mijlocul nimicului? Doar uitați-vă! Deci în mijlocul nimicului, în aer, s-a spawnat mare copac... Care e destul de înalt și de sprus, fix ca ăia de jos acolo. Mamă, asta e cea mai ciudată chestie ce se poate întâmpla pe Minecraft. Gen să se spawneze așa un copac random cu blocuri aici. Bă, asta e chiar foarte, foarte ciudat. Bă, și avem și muntele ăsta foarte, foarte mare. Bă, sincer, o să zic că doar e o lume glitchuită. Nu o să dau mai multe concluzii. Am găsit și un iglu foarte, foarte aproape de ce am mai văzut munții ăia. Și hai să vedem care e faza cu iglu ăsta. What? De ce e în apă iglu ăsta? Wow! Ok, văd aici că chiar e pe gheață. Posibil de asta. Și dacă mergem aici în jos, bă, chiar poți să mori de la apa asta. Deci dacă ești pe survival și poate nu te miști suficient de repede, chiar poți să mori. Uite, până aici e apa și aici jos, bă, pare regulă, adică nu pare nimic schimbat. Așa este în orice iglu ce găsești în mod normal, dar foarte ciudată treaba asta cu apa, sincer să fiu cu voi, n-am mai văzut-o până acum. Și un portal aici, fix lângă iglu, deci e foarte, foarte aproape de iglu. Curse of Vanishing, bă, ăsta e un enchantment foarte, foarte nașpa, Curse of Vanishing. Dacă nu mă înșel, ăsta, dacă ți l-ai pus pe tine, nu mai poți să-l dai jos. Ia să vedem pe survival. A, ba da, poți să-l dai pe tine jos, dar nu mai ții minte ce făcea exact. Oricum, e un lucru nașpa. Dar ce mi se pare cel mai interesant, avem aici niște blocuri care sunt destul de departe de portal, dacă puteți observa. Deci chiar sunt niște blocuri parcă așa puse ciudat, nu știu, nu știu, chiar ciudat. Nu o să mai stau foarte mult pe lumea asta pentru că pare destul de ciudată, sincer. Mai departe avem un seed legat de un sat. Un sat care nu e deloc obișnuit și vom vedea imediat ce s-a întâmplat cu acesta. Acesta este și seed-ul, tot așa un seed destul de lung. Băi, frate, chiar sunt niște seed-uri destul de lungi. Și hai să creăm lumea. Ok, ne-am spawnat aici și am înțeles că e o mare, mare problemă cu acest sat. Văd că se spawnează pe aici. Ușa aia s-a deschis. Bă, sunt 100% sigur că ușa asta a fost deschisă. Voi ați deschis ușa asta? Ok, o să zic că ei au deschis ușa asta. Care e faza cu acest sat? Pentru că... de ce și asta? Ok, o să merg pe principiu că villagerii deschid aceste uși pentru că altcineva n-ar avea cine. Dar vreau să văd care e faza cu satul ăsta pentru că am înțeles că e ceva neregulă cu el. Nu știu, se află ceva dubios la el. Hai să vedem loot-ul, avem emeralde. Sunt eu prost și nu mai aduc aminte, dar eu știu că fântânile n-arată așa. Bă, de ultima dată când am văzut o fântână, nu arăta așa. Înainte arătau așa, dar cred că și există fântâni care arată cum ați văzut-o pe aceea, dar eu aveam impresia că trebuie să arate așa fântânile, dar și există cum am găsit eu, deci am și eu dreptate, are și jocul dreptate. Dar din câte am înțeles eu, satul ăsta este bântuit sau a fost
nu știu, șterzi de pe fața pământului. Vreau să văd ce în subteran. O să ne dăm pe spectator și vreau să mergem puțin în subteran. Da, se pare că nu e nimic în subteran. Vreau să mai încerc seed-ul ăsta pe altă versiune. Eu am impresia că poate nu suntem pe versiunea bună și nu s-a întâmplat ce voiam să se întâmple. Așa că o să schimbăm versiune și revenim din nou cu seed-ul. Am intrat acum pe 1.21 și trebuie să ne teleportăm la niște coordonate. Coordonatele sunt în felul următor: 35, 105 cu minus 732. Ok, bă, cât de rău poate să fie? Hai să ne teleportăm. Ne-am teleportat. Și unde-i satul? Bro, bro, ăsta e efectiv un sat ras de pe fața pământului. Unde este satul? Spuneți-mi și mie. Aici era un sat, se vede clar că era un sat. Și uitați-vă, vă dați seama numai după hay bale-uri, după torțe. Și credeți-mă că n-am făcut eu chestia asta. Deci dacă nu mă credeți și nu credeți ce vedeți în episoadele mele, puteți să testați voi pe propria răspundere. Este chiar un outpost fix lângă. Poate chiar outpostul ăsta a venit, a ras totul. Și ce interesant e că n-au cuști. Nu știu dacă observați, dar n-au nicio cușcă. De obicei outposturile vin cu niște cuști în care mai prind Eli-ul sau mai prind Iron Golem-ii, dar acum văd că nu au absolut deloc o cușcă și au doar sperietori așa. Dar revenind la sat, nu știu, e prea ciudat ce se întâmplă aici. Cum e posibil să se întâmple asta? Văd, mamă, se duce satul și mai jos de atât. Adică uitați-vă cum sunt astea. Ok, hai să vedem dacă se mai întâmplă. What? Bro, au fugit sătenii, s-au ascuns în pământ. Și uite, ăștia se cred că sunt singurii care au mai rămas. Efectiv, ăștia sunt singurii care au mai rămas. Au două pisici aici. Deci nu pot să cred așa ceva. Ok, satul ăsta e super, super ciudat. Și uite, asta e fântâna de care vă vorbeam. Deci asta e efectiv fântâna de care vă vorbeam eu atunci. Că există și fântâni din acestea și sunt, mă rog, există două tipuri de fântâni. Și astea sunt ultimii doi supraviețuitori plus acest Iron Golem care să zicem că îi apără. Mamă, cât de ciudat mi se pare. Ok, ăsta e unul dintre cele mai scary seed-uri pe care chiar le-am testat. Adică eu n-am văzut un seed mai ciudat decât ăsta. Cred că intră în top 3, sincer să fiu cu voi. Adică doar uitați-vă câtă coincidență să aibă totul. Adică pe bune acum. Vreau să scrieți și voi în comentarii o notă la seed-ul ăsta, pentru că seed-ul ăsta cred că o să fie cel mai bun de episodul ăsta. Următorul seed are tot așa o generare foarte, foarte ciudată, dar acum schimbăm puțin biome-ul și mergem în deșert. Avem acest seed. Da, seed-ul pare normal, nu? Sunt niște numere aruncate acolo, zici că s-a dat cineva cu capul de tastatură. Ne-am spawnat și aici pe lângă văd o mulțime de copaci, adică sunt foarte, foarte mulți copaci de ăștia de bărci. Dar e o zonă destul de drăguță, adică sunt foarte multe floricele, o câmpie pe aici, niște dealuri, foarte, foarte frumos. Dar pe noi ne interesează să mergem la aceste coordonate. Doar uitați-vă ce coordonate. Băi, la coordonata 24 de milioane, 64 înălțimea și minus 22 de milioane, frate. Ok, hai să ne teleportăm. Cred că o să dureze puțin până se generează. Da, aparent seed-ul ăsta trebuie să-l faceți pe 1.14.4 neapărat dacă vreți să funcționeze. Eu îl făcusem pe 1.20. Am intrat pe 1.14.4 și scriem aceleași coordonate. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... ne-a spawnat în sand. E bine. Ok și... bă, ce se întâmplă? What? Bă, wow. Ok, vreau să văd cât de înalt e cactusul ăsta. Chiar vreau să număr. 19 blocuri înălțime. Doamne, e mai mare decât templu. E dublu cât templu aproape. Cum s-a spawnat cactusul ăsta aici? Bă, n-ai cum. Și doar uitați-vă. Și dacă punem aici un sand, ar trebui să pice. A picat tot. Ok, a picat tot. Dar vreau să văd ce e sub el. Măi, ceva aici sub el? Ceva așa necurat? Mamă, cum ar fi să găsim diamante? Asta ar fi cea mai tare chestie. Bă, n-am găsit diamante, din păcate. Fix sub el este nimic. Nimic, absolut nimic. Ok, asta e o primă chestie pe care am găsit-o la seed-ul ăsta. Și fix lângă el este un templu și un sat în spate. Deci avem și un sat în spate acolo. Hai să vedem ce se află în templul acesta. Mergem până jos aici și... ok, iteme normale... și diamante, avem și diamante, perfect, avem și TNT sub aici. Doamne, mi-era dor de generarea asta veche, deci că nu erau minele foarte, foarte mari. Chiar mi-e dor așa de minele vechi, cât de simplu era Minecraft-ul și acum e dita mai jocul de complicat și se face lag super mult. Ok, și în satul ăsta, ce se întâmplă în satul ăsta? Pare un sat normal,
o fierărie cu foarte mult iron. Mamă, te faci full iron aici. Păi și în rest nu pare nimic neobișnuit, dar cactusul ăla, bro, ce a fost cactusul ăla? Deci un cactus de 19 blocuri, mi se pare incredibil cum poate să existe așa ceva, deci n-ai cum. Ei bine, cam acestea ar fi seed-urile pentru acest episod. Sper că v-a plăcut, un like acolo și vreau să scrii care a fost seed-ul tău preferat din acest episod.